Putem să mergem și la bucătărie în emisiunea de astăzi, nu sunteți drăguți, dar cred că e mai drăguță Majda în secunda asta. Uitați-vă la ea! Deci vă rog frumos! Bună dimineața, Majda! Bine ai revenit în bucătăria, vorbește lumea! Bună dimineața, bine v-am găsit cu mare drag întotdeauna și am învățat și eu mișcarea aia, era ceva de genul ăsta. Bine, mi-a plăcut mișcarea lui Șurubel, ai văzut-o? Da, da, da. Nu, le are. Le are, da, dar sporadic, da, da. Așa. Majda, ce preparăm bun astăzi? Pentru că arată foarte interesant ce ai adus aici. Păi ai spus cuvântul magic, bun! Și vă rog foarte mult să notați această rețetă. Cu siguranță o să fie pe placul tuturor. Este foarte gustoasă, delicioasă, tot ce vrei tu. În legătură cu acest bun. Facem prăjitură cu cremă de mascarpone și ciocolată albă și vișine și Vlad din ăla cu multă ciocolată. Merităm așa bunătăți. Mereu mă întreb, merit? Meriți cu siguranță și mai mult de atât merită colega noastră Beatrice, pentru că eu astăzi o să fac în formă de tort, îi spunem la mulți ani, la este mulți ziua ani. Ei, la mulți ani, Beti, te iubim! Te pupăm! De ce ții căștile astea pe urechi? Sunt căști? Ce auzi la ele? Ia, ce auzi? Ce extraterestri auzi? Ceva sunt vocile din capul meu și am nevoie de ele. Ce sunt astea, de fapt? A, sunt, scuză-mă. Sunt, cum se numesc astea de prins părul, astea, ziceți-mi cuvânt, agrafe de prins părul, doamne, agrafe de prins părul, ce drăguțe, ce interesante sunt. Mulțumesc, dar știi ce observi tot timpul? Tu mi-observi așa cercei, globurile, ce ții aici, ce, adică ești foarte atent pe detalii. Sunt analitic, de nu-ți vine să crezi. Am înțeles, de-aia te afli la bucătărie, că știu că o să mă ajuci, abia aștept să ne apucăm de treabă. Cum? Cu siguranță. Cum să fie. Asta? Avem nevoie de 300 de grame de făină, 400 de grame de zahăr, 150-200 de grame de iaurt, 60 de grame de cacao, un praf de copt, 3 ouă. Pe toate o să le amestecăm ingredientele lichide, le mixăm foarte bine, iar făina, cacao, praful de copt în partea cealaltă și amestecăm foarte important cu o spatulă, da? Ca să lăsăm așa să fie blatul un pic aerat. Ok, hai să ne apucăm de treabă. O să mă apuc și de cremă între timp, pentru că trebuie răcită, după care o să amestec cu mascarpone. Ok. Asta, ciocolata albă, o să pun cu frișca încălzită, o să o las pur și simplu să se... Deci mai urmă. Noi ne apucăm de treabă. Foarte bun. Ne apucăm de treabă alături de Majda în bucătărie și mergem să zic că femeile bâzie mai mult. Asta mai era o teorie la țânțari. Nu știm dacă e adevărat sau nu, dar am dat drumul la căștile Majdei. Deci, atenție, e o pereche de căști foarte interesantă, pentru că nu asculți muzică aici, ci pur și simplu îi auzi gândurile. Vedeți? E foarte interesant ce e acolo, Majda. Eu ți-am zis că aud niște voci, adică să nu mă faci acum... Da. Nu pot să spun 70% din lucrurile pe care le aud aici, n-aș putea să le zic la televizor. 30% pot să dar le spui, 30% ăsta e simpatic. Da, e drăguț. Și nu știam că îți face atâta plăcere să stai alături de mine în bucătărie, aia vorbește lumea, am aflat cu ocazia asta. Mulțumesc frumos pentru gândurile bune. Întotdeauna, vezi? Dar poți să rămâi cu ele, să ai cu ele? De acolo o să-ți vină și inspirația. Hai cu bunătățile astea. Haide să le reamintim oamenilor, poate am spus pe repede înainte și să le spunem de ce ingrediente au nevoie în primul rând pentru blat. Aveți nevoie de 300 de grame de făină, 400 de grame de zahăr, 3 ouă, 150 de grame, 200 de iaurt. Puteți să-l folosiți pe acel mai gras. Aici, după cum vedeți, este mascarpone pentru că o să folosesc pentru cremă. Am făcut ciocolata cu frișca, am pus frișca pe foc, am încălzit-o, după care am adăugat 300 de grame de ciocolată albă, am amestecat-o bine și am trimis-o spre răcire. A trimis-o? Pentru că o voi amesteca și nu vreau sări să mi se taie cu crema de mascarpone. Asta o să fie crema, o să vin cu vișinele, da? Și o să însiropez, eu am făcut aici un sirop, sper din suflet să se răcească. Ca să însiropez blatul care este deja la cuptor, îl dați la 170 de grade pentru 25 de minute și cam asta este tot. În rest trebuie să aveți bună dispoziție, răbdare, deși se spune că dulcele se face un pic mai greu, să știți că nu este așa, nu trebuie să vă feriți de lucrul ăsta. Atenție, desert în cinstea colegii noastre Beatrice, este ziua ei, la mulți ani Beatrice, la mulți te pupăm, Beti. Să fie cu bucurie, să fie cu fericire, să-ți crești copii întotdeauna așa cu zâmbetul pe buze, așa cum ești tu. Uite ce drăguț, eu știam că o să zic asta, că am căștile și tu mi-ai transmis, de fapt, Bogdan. Dar de ce avem cremă de ciocolată aici? Că nu aici am făcut-o special pentru tine, pentru că știu că îți place să-ți bagi degetele pe acolo, să nu degeaba. Uite, am citit, citit gândurile fără din să antenunța ai... ta. Da. Aș vrea să fac decor. Nu știu dacă o să mă ajute Cocuța cu un poș, de ce nu? Poate o să scriem chiar la mulți ani. Sau tu o să scrii la mulți ani, că știu că ești foarte inventiv, creativ. Am un scris de mână, eu trebuia să fiu doctor. Delicios o să fie. N-am mai făcut 6 ani de medicină, eu știu deja să scriu urât, n-am mai fost nevoie, practic. Perfect, Majda a revenit la bucătărie puțin mai târziu. Acum... Am revenit în direct, vorbește lumea. Avem grijă să ne
depunem toate hârtiile și să beneficiem de ajutorul pentru încălzire. Dar între timp, Majda ne-a pregătit tortul, da, care uite, este cadou astăzi pentru colega noastră, Beatrice. Cadou, te pupăm. Uite, am încercat să fac și un aici, din ciocolata pe care tu ai întrebat. Am adică... smurdar? Smurdar la gură? De cremă? Nu. Nu? E ok? E okay. Așa. Tehnica asta mi se pare interesantă. Da, uite, am pus gheață, apă rece, am încălzit. Să vezi cum funcționează. Hai să faci tu, că ai spus deci, că o să faci tu acest lucru. Aici a fost și gheața, mă rog, s-a mai topit, dar în principiu o faci așa. Firicele de cioco. Și le lași. Și le lași aici, da? Și ele se vor întări. Așa. Și veți avea acest rezultat. Uite, asta iese. Ca să aveți detalii. Ca să decorăm. Da, simplu acasă. Eu l-am lăsat așa, bine, ușor nefinisat, pentru că îmi place ideea asta de tort de casă, tort făcut cu dragoste, nu că cele din confetărie nu ar fi la fel, doar că aș fi vrut să vadă că este făcut de mâinile noastre, pentru că m-a ajutat. Avem dovada. Și... avem dovada în emisiunea de astăzi, practic îi dăm și emisiunea cadou să vadă cum l-am făcut. Dar știi care este cea mai mare problemă din punctul meu de vedere, după ce lucrez la un tort și îl decorez așa de frumos? Că ia cineva zi, vine și îl taie. Păi asta e ideea, să se bucure de el, să-l mănânce, nu? Că de-aia fac oamenii torturi din pasiune și din dragoste, ceea ce fac și eu. Mă găsiți și pe pagina mea de Instagram, Majda Bulamușa sau Gătește cu Majda, unde am mai multe rețete și de fiecare dată când vin la voi încerc să aduc câte o rețetă nouă. Tot am senzația că am cremă mascarpone. Stai să vezi ce senzație o să ai când o să tai din acest tort și să-l savurezi. Astăzi îl sacrificăm în redacție. În redacție. Te rog. Se trimite direct. Astăzi le reamintim oamenilor că am făcut prăjitură cu cremă de mascarpone, ciocolată albă și vișine. Vișinele se găsesc în blat, se găsesc și în cremă. Și una se găsește în cremă aici, că eu chiar voiam mai devreme să o iau. Uite, am căutat-o, uite, am găsit-o. Adică... yeah. Blatul trebuie neapărat să fie răcit. Asta este blatul pe care l-am făcut aici. Este fierbinte, va trebui să-l las să se răcească și să fac un alt tort, pentru că ăsta l-am făcut azi noapte, am stat să-l fac, mi-am luat și un cuptor nou și prima dată mi s-a ars blatul. Ai mă, e de la cuptor oricum. Zai, da, era nou, era, nu știu, da, nu păi se știe că cuptoarele noi niciodată nu fac bine tortul. Da, eu nu mă las, asta este important și uite, am mai făcut unul ca să ne iasă. A fost foarte simpatică Majda mai devreme, în pauză a exclamat: a, Doamne, cât de greu să faci un tort într-un timp atât de scurt, aruncă cu astea pe... cam da, cât îți ia să faci un tort, de la început până la final? Păi îți ia destul de mult, pentru că este timpul acesta, adică necesită răcirea, crema la fel, dacă este pe foc, adică în momentul în care pui crema fierbinte, risă se taie crema și atunci... ăla e coșmarul, practic. Ăla este coșmarul. Da, să știi că am aici colegi care întotdeauna sunt cu ochii pe mine și mă ajută în caz de ceva, adică... păi dacă vor să mănânce ceva bun la final. Știi cât de mult mă bucur, pentru că de fiecare dată când vine, spun că e chiar mănâncă. Da, să știi. Nu... adică nu e doar așa nu, pentru televizor, să știți că aici chiar se mănâncă. Da, atacăm, da, se și vede. Mulțumim frumos, Majda. Eu vă mulțumesc din suflet și ne vedem și data viitoare.